Stai așa. Unde să mă uite? Se căsătore. Nu, asta mie mi-a căzut basca. Care bască, că n-ai? Păi de asta nu mai am, că au căzut. N-a venit nici înainte. Știi tu. Te-am văzut. Ce am eu. Te-am urmărit. Cu moț popoarte, așa. Și stai așa, când merg cu bicicleta, da, scot basca și o pun pe așa. Ai înțeles? Și mie mi-a spus cineva la un moment dat, bă, știi câte circumvoluțiuni ai tu? Ca câte? Basca ta de pe așa. Toate. Exact așa, păi tu când te ridici de pe bicicletă să rămână urma de la țumburuc pe fund. Eu când mă duc pe bicicletă scot limba așa. M-a spus că a fost lucruri noi și lucruri noi și lucruri noi. De ce totdeauna pe aceeași parte? Dar de ce ne-a dat cerci? N-am zis pe care parte, am spus doar că scot limba. Am exemplificat pe această parte de această dată, dar o mai mut și dincolo. Că ea mai amorțește de coținut. Simt nevoia să fiu alături de colega mea în această grea încercare și să spun că eu când scot limba o scot pe două părți în același timp, iar dacă mă muș de ea, mor otrăvită. E despicată, e viperuță. Cum, da, doamne, iartă-mă, scoaterea. Mama, dacă noi suntem ferpi normal sau ferpi veninosi, e bine să știi. Bun. Da. Spuneam că mi-a căzut basca. De pe șa. De ce, mă veți întreba? Foaie verde și o lalea. De ce? Nu v-am de spus ce strigau mea glasuri de copii? De ce? Virgilianțu. De ce? Bună Nu-mi întrebare. Spune. Nici eu n-am înțeles niciodată, dar da, se căsătorește după 20 de ani. Și-a cerut viitoarea soție Roxana în urmă cu vreo 19 ani, dar s-a gândit că odată la un tip e bine să-i aduc aminte. Nu, evenimentul e fericit și mă bucur pentru ei. Fac mișto pentru că nu știu ce să fac altceva în momentele astea de emoție. Eu am crezut că zici că aveai o pasiune pentru Virgil, dar nu era așa. Nu mă cere nimeni de nevastă. Și atunci când cineva cere pe altcineva de nevastă, vă dați seama, evident, sărim amândouă. Păi, Teo, noi suntem serbi veninoți. Păi tu ai zis că scoți limba pe o singură parte. Păi de-aia a scos-o aici. Teo, noi suntem serbi veninoți. Nu, măicuță. Eu abia acum învăț. Nu-i problemă. Stai liniștită. Ajung repede, să pricepută. Nu m-am, o clipă nu m-am în ale învățării, vreau să zic. Ce mi-a zis altceva vreodată? Doamne, deci casă de piatră. Ea se bagă, eu o s-o scot. De sensoară. Ne place maxim. Iațu. După o poveste de iubire care durează de 20 de ani, ca o fată mare. Da, mi se pare superb. Pot să zic ceva? Okay. Eu nu cred, domne, în căsătorie, în general. Nu mai cred, am vrut să zic. Toți în pură cu potrâne, mă, eu și până... Da, nu, în căsătoria în care, pentru că acum 19 eu ani... Eu nu cunosc. Stai un pic, eu acum cred. 19 ani, Virgil zice așa, că ei au vrut neapărat să se ducă, acum 19 ani, când a cerut-o prima dată, au vrut să se ducă la preot și să se să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. Și preotul i-a zis, nu aveți voie fără hârtie de la primărie. Fără certificat. Exact. Ce și atunci Virgil a zis, mă, da, eu nu cred că, doamne, acum, sincer, nu poate să-mi dea mie binecuvântare și eu să mă plec în fața lui alături de sufletul pe care eu l-am ales să-mi petrec viața cu el, decât dacă un domn cu steagul pe piept și cu pixul în mână vine și îmi spune că e de acord să fac asta. Nu vreau să fac asta. În genul ăsta de căsătorie nu cred, știi? Măi, nu, un act nu înseamnă nimic. Nu știu, ceva. Iar relația lor de 20 de ani înseamnă mai mult decât orice fel de act și orice fel de căsătorie. Dar e foarte frumos că fac și acest pas în cele ce urmează. Nu mă pot desprinde de imaginea cu citez steagul pe piept și pixul în mână. Mi se pare Dumnezeu. Asta e, mi se pare bună, de steagul pe piept și pixul în mână. Sper să țin minte că de la o etată... Îți reamintesc eu, dacă mi-au pastilele de memorie. Tu îmi reamintesc să-ți reamintesc, ca să ne reamintim exact, noi două. Împreună. E bine să ne notăm. Script amanent, ne-a spus Adrian Cuculescu. Da, adevărat.